Piese clasice, dar și creații extravagante și unice, concepute de designeri nonconformiști, cam așa s-ar putea rezuma prezentarea de modă organizată la Art Grand Mariage. Aceasta a fost concepută pentru a le ajuta pe tinerele domnișoare să își aleagă mai ușor o rochie pentru marea lor zi. Scopul evenimentului întotdeauna în cadrul Art Grand Mariage este să le dăm tuturor domnișoarelor care doresc să devină doamne o idee despre cum ar trebui să arate rochia lor de mireasă. De am și schimbat, de obicei făceam duminică, încheiam târgul cu această paradă de rochii de mireasă, dar am schimbat, am pus sâmbătă, tocmai în ideea în care le vom deschide apetitul și vor veni mâine, în ultima zi, să vizioneze rochile din absolut toate saloanele care există prezente în târgul Art Grand Mariage. Saloanele care au participat la târgul de nunți au pregătit pentru podium câteva creații clasice, inspirate din tendințele occidentale, cu multe ștrasuri și cristale, dantelă și crinoline. Pentru domnișoarele mai îndrăznețe, cei de la Creation de Mode au prezentat mai multe rochii unicat inspirate de poveștile de dragoste ale celor care le-au purtat. Designerii își încurajează clientele să fie puternice și creative, să își asume riscuri, dar mai presus de toate să fie ele însele și să nu le fie frică să fie unice. Lenjeria de spectacol se numește White for Bride. Am încercat să aducem în evidență faptul că nu numai miresele trebuie să poarte ceva alb în seara anunții, ci și mirii. Doar doamnele au purtat alb la prezentarea de la Art Grand Mariage. Tot băieții de la Creation de Mode au fost responsabili de o colecție mai specială, tot cu decorații sclipitoare, doar că de această dată a fost vorba de lenjerie pentru domni. Întotdeauna am încercat să facem altceva. Acest proiect a apărut pe piață tocmai din dorința de a prezenta altceva, de a demonstra faptul că o femeie puternică nu trebuie să poarte ce poartă și o altă femeie puternică. Consider că într-un moment unic, cum este ziua nunții, trebuie să te îmbraci nu neapărat conform unui trend, conform unui curent în modă, cât mai ales conform personalității pe care o ai, conform istoriei, relației pe care o ai. Nici copiii nu au fost neglijați. Alexandra Danciu a venit cu o colecție pentru cei mici care a transformat fetițele în adevărate prințese, iar băieții în Don Juani. Domnii trebuie să se pregătească pentru ziua cea mare, așa că aceștia au putut să se familiarizeze cu tendințele din acest an. Cel mai important aspect este alegerea unui costum făcut din materiale de calitate și unde croitorii și designerii au acordat o atenție specială detaliilor. Mirii mai îndrăzneți vor putea și în acest an alege culori puternice, iar sacourile pot avea în compoziție materiale prețioase, precum catifiaua sau mătasea.